De câte ori nu auziți pe cineva care are copii mai mari decât ai voștri, cum vă spune, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Eu aud asta aproape zilnic și mă gândesc că așa o fi, mai ales când se apropie vârsta adolescenței, când e posibil să nu vă mai recunoașteți copilul după cum îmi mărturisesc unii părinți. Și atunci vreau eu să aflu de la invitatul meu de ce anume au nevoie adolescenții pentru a trece cu bine de aventura asta plină de provocări, dar și cu multe oportunități către vârsta adultă. Și îi spun bun venit lui Sorin Lucaci, psiholog și coordonatorul de evenimente al editurii Herald. Bine te-am găsit! Bună și mulțumesc pentru invitație! De-abia aștept să povestim așa împreună, să dezbatem aici, pentru că ceea ce am spus aici în prezentare este 100% adevărat. Eu, având copil mic, nu cunosc mai departe cum se va transforma el. Dar sper să se transforme frumos. Dar poți avea prietene, care au copii adolescenți, aproape de adolescență, 13, 14, 15 ani și o să-ți spună, o să vezi tu când o să crească al tău, ce probleme te vei confrunta. Hai să fiu sinceră. Eu m-am săturat să aud asta. Eu vreau așa să-mi spui tu exact așa. De ce se transformă copiii când ajung la adolescență, că exact. Am în jur părinți care spun asta, mă zic, eu nu mă mai înțeleg. Și e normal să se transforme. Așa? Iată, ca de fiecare dată, am venit cu o carte, e genială, e puțin spus, iubesc cartea, iubesc autoarea, este vorba de Lisa Damore, doctor în psihologie și a luat doctoratul la Universitatea din Michigan în psihologie clinică. Viața emoțională a adolescenților, cum să creștem tineri capabili să comunice deschis, competenți și plini de compasiune, pentru că ea vorbește în carte și despre empatie și despre compasiune și vorbește într-un spectru larg, pentru că este specialist în problemele cu adolescenții și are de altfel și un podcast, Ask Lisa, vorbește despre problemele cu care se confruntă părinții, exact. Da, iată provocările adolescenței. Ei, da. Și o să citesc foarte pe scurt la început, ca lumea să înțeleagă și părinții să înțeleagă că perioada adolescenței cu provocările ei și cu dificultățile ei, nu este o perioadă ciudată. Și noi nu trebuie să-i privim pe copiii noștri adolescenți ca pe niște ciudați. Băi, nu mă mai înțeleg cu el. Se retrage, se închide în cameră, nu mai vrea să mai comunice cu noi. Uh-huh. Înțeleg că este normal ca un adolescent să se comporte pentru o vreme într-un mod inconsecvent și imprevizibil, să lupte împotriva propriilor impulsuri și să le accepte, să-și iubească părinții, dar să-i și urască, exact. Și mi-aduc și eu aminte din adolescență, momentele de furie, de agresivitate și de revoltă, să se revolte împotriva lor, cum am spus, să fie mai idealist, mai creativ, mai generos, dar și opusul să fie narcisist, egoist și calculat. Astfel de fluctuații între extreme ar fi considerate anormale în orice altă perioadă a vieții noastre, copil sau adult. Da. Dar nu aici. În această etapă a adolescenței, ele nu înseamnă nimic altceva decât că e nevoie de timp ca să se formeze o structură de personalitate adultă. Și acum structura asta se formează în câți ani așa? Adică care e perioada critică, dacă e să ne gândim la adolescență? Perioada critică ne putem gândi undeva de pe la 14, 15 ani, până spre 17-18 ani. Nu durează așa, absolut, dura. Da, pentru că vorbim despre schimbări hormonale, pentru că vorbim despre, uite, mi-aduc aminte de Daniel Siegel în cartea Mintea și creierul adolescentului și am senzația, eu cel puțin așa am făcut această carte, am citit-o împreună cu Mintea și creierul adolescentului a lui Siegel, ca să înțeleg exact care sunt schimbările hormonale, care sunt schimbările la nivelul neuronal, neurologic, pentru că se schimbă acolo niște lucruri. Da? E trecerea de la copil puber către adolescent. Ce apare în carte? Ca să venim cu niște sfaturi. Eu recomand cartea pentru părinți. Diferențele de gen există. Deci există? Adică sunt diferențe într-un între băieți și fete? Într-un fel comuni și reacționezi cu o fată care, cu o fică adolescentă, care este mai deschisă din punct de vedere emoțional și ea face aici o comparație care îmi place foarte mult.
o autostradă, așa este din punct de vedere emoțional fata, adolescenta, o autostradă cu mai multe benzi. Bun. Pe când la băiat este o străduță îngustă care se îngustează, da? Da, da, da. În timp ce mergi pe ea. Pentru că fetele au o deschidere mai mare în a-și exprima sentimentele, în a-și exprima emoțiile. Ăsta este motivul pentru care femeile și fetele adolescente sunt mai empatice, sunt mai predispuse la a-l înțelege și la a empatiza cu nevoile semenilor. Bine, nu înseamnă că băieții sunt niște roboți care n-au sentimente sau n-au emoții. Pot fi agresivi băieții, nu? Sau mai furioși decât fetele? Agresivitatea, și cum spune și autoarea în carte, agresivitatea este cumva împărțită. Interesant, găsim agresivitate și la adolescente. Și la fete, da. Și găsim agresivitate la adolescente în această perioadă a vârstei mai mult decât în orice altă perioadă. Și atunci cum e bine? O lăsăm, îi lăsăm să se manifeste așa sau îi inhibăm? Că știi că se inhibi. În niciun caz nu inhibi. În primul rând că adolescenții au nevoie de la noi să le oferim relația de care au ei nevoie. Și aici când vorbesc, când mă refer la relație, este un mod de a comunica, un mod de a relaționa. Niciodată nu o să mă duc peste adolescent, că el fată sau băiat, într-un mod intruziv, da? Să fiu tot timpul din dorința de control, să văd ce face și așa de fapt. Stric relația cu adolescentul. Niciodată să nu vin cu sfaturi. Lasă, mamă, că știu ce mi-e bine pentru tine. Spun eu cum stau lucrurile. Vezi, Doamne, că și eu am trecut prin ce ai trecut tu ca adolescentă. Nu, eu am trecut, dar într-un cu totul alt context social, cultural, istoric. Da. Da? Și da. Lucrurile nu putem compara mere cu pere. Chiar dacă, repet, e aceeași perioadă. Revenim la agresivitate. Noi observăm agresivitate, furie manifestată de adolescente în mediul online. Repet, este perioada în care își manifestă și este cumva firesc, este cumva normal. Repet, sunt schimbări atât de natură hormonală, morfofiziologică, biologică, cât și de natură neurologică. Băieții, la fel, sunt mai, și s-au făcut niște studii. Băieții, la fel, ei oricum sunt mai irascibili chiar de la naștere. Da. Cine studiază viața emoțională a bebelușului. Ei își manifestă, sau punctul culminant al agresivității, îl vedem undeva în jurul vârstei de 14-16 ani. Da, felul în care vorbesc, felul în care se bat, acum se îmbacă, se ceartă, acum se lovesc, uneori din glumă, uneori din joacă, alteori din ranchiună. Sunt ca niște cocoși, așa. Exact, ca niște cocoși. Da. Asta este perioada în care, iată, se manifestă mai mult furia și agresivitatea la băieți, dar, repet, ea există în anumite doze și la unii și la alții. Uite, chiar vreau să te întreb apropo, pentru că știi prea bine că e o vârstă sensibilă la care apare îndrăgosteala, da? În adolescență. Prima iubire, adolescentină și așa mai departe. Și sunt părinți care spun așa, mă, îi dau liber să aibă o relație, să-și găsească pe cineva. Alți părinți spun, nu, copilul trebuie să-și vadă de carte, să treacă de 18 ani și o să aibă el o relație. Și atunci, cum e mai bine să facem? Dacă să-i dăm libertate sau să-i dăm libertate cu măsură și ce facem dacă vedem că intrat într-o relație fiind, începe și nu se mai concentrează și e recalcitrant și e refractar cu tine și vrea să-și ia lumea așa în piept, dar totuși mai are nevoie de sfaturile tale și nu se mai concentrează la învățătură și așa mai departe. Că sunt părinți care se lovesc de asta. El poate să intre în acea relație fără ca tu să știi ca părinte, asta, dacă da, el asta control. Își dorește. Da. Tu nu, da, orice ar fi el, da. El poate de să deștept, spună că nu încă, și... Da, exact, da. Să... Ideea este, de asta spuneam mai devreme că fetele se deschid mai ușor din punct de vedere sentimental și emoțional, băieții mult mai greu. Și sfaturile cu care vine, pentru că autoarea abordează și problema băieților și problema fetelor, sfaturile cu care vine sunt legate și de modul în care noi ca părinți învățăm un limbaj al adolescenților, un limbaj relațional, în așa fel încât noi să îi înțelegem pe băieți și să venim cumva în întâmpinarea lor să se deschidă
să-și exprime emoțiile și sentimentele, pentru că noi am mai povestit. Cultural nu sunt învățați să-și exprime emoțiile și orice emoție exprimată poate fi interpretată ori ca slăbiciune, ori ca feminitate. Dezvoltarea unei laturi, să spunem, mai feminine, efeminat. Efeminat. Exact. El devine mai efeminat pentru că își exprimă o slăbiciune. Și va fi catalogat ca fiind acel cuvânt pe care îl folosim, pămpălău, mototol, băiatul mamii. Da. Exact, chiar despre asta vorbește și autoarea. Îl folosește aceste lucruri. Important este că m-ai întrebat despre relații, îi acordăm libertate. Da. În relație punem granițe și limite sănătoase, vorbim cu adolescentul. Este foarte important respectul reciproc și să stabilim, nu impun eu limitele, stabilim de comun acord acele limite, granițe sănătoase, îi dăm libertate, dar îl facem să conștientizeze importanța studiului, nu neglijarea studiului, a orelor și așa mai departe. Adică poate să faci, de exemplu, o agendă, cum spune și autoarea, o agendă, un program de comun acord cu adolescentul, așa fel încât el să aibă timp. Da. Și pentru prieteni, și pentru posibilul partener sau parteneră, da? Dar și pentru studiu. Poate chiar învață împreună. Da, poate așa. Te gândești că sunt care lucrează împreună, iubită, lucrează împreună la un proiect. Da, și poate se potențează unul pe celălalt, știi cum e, se încurajează. Absolut, nu? Da. Plus partea de studiu și de timp liber și de timp petrecut poate și cu familia, dar și individual, cu prietenii, că poate și tu vrei să faci ceva individual, nu absolut, numai în grupuri. Da. Și adolescentul, e normal, ca orice adult, are nevoie de un spațiu al lui. Da? E posibil ca... Mie mi s-a întâmplat. Uh-huh. Măi, tată, da, nu te vezi astăzi cu Andreea? Da. Prietena băiatului. Nu că am de învățat sau nu că vreau, nu știu, simt nevoia astăzi să stau... să ascult muzică. Exact, sau să citesc o carte. Da. Habar n-aș, știi? Da? Deci e normal să simtă nevoia de a fi singur. Singur, da? Da. Mâine așa este o altă zi. Așa cum și noi simțim asta. Exact, mâine este o altă zi. Așadar, sunt multe subiecte. Unul mic aș mai sublinia eu în asentimentul autoarei, să nu ne fie frică sau să nu ne îngrijorăm legat de fragilitatea psihică a adolescentului. Emoțiile sunt necesare, spune autoarea, emoțiile sunt niște informații utile pe care noi le primim. Deci faptul că trebuie să facem diferența, de exemplu, între să spunem tristețe, spune autoarea, și depresie. Da, depresie, depresia, copilul, nu știu, nu mai iese din casă, nu mai comunică nici cu noi, nu mai face nimic. Absolut nimic, da? Și depinde perioada. Da. Foarte mult, perioada apropo de timp. Apropo, pe cât se întinde, la fel, diferența dintre anxietate, în ultimul timp noi am vorbit și anxietatea a fost așa cumva pusă la colț. Da. Da? Blamată. Nu, spune autoarea, nu-ți vine să crezi, există anxietate nesănătoasă, da? Când te îngrijorezi prea mult și fără logică. Excesiv, așa, când emoțiile nu au logică. Și anxietate sănătoasă. Când un copil, când un adolescent știe că are un examen și își dă seama, mai am 3-4 zile, mă mobilizez acum, chiar dacă procrastinarea te face, mă mobilizez pentru examenul respectiv. Da. Este o anxietate? Este o îngrijorare? Este. Sau, mai dai un exemplu cu o mașină care merge pe gheață iarna. Imaginează teribilismul adolescenților. Dacă conștientizează, apropo de anxietate sănătoasă, băi, e gheață. Eu dacă merg cu viteză, mă opresc într-un copac. Așa da? Este. Deci există și anxietatea... Să mai arătăm această minunată carte și să o recomandăm părinților care ne privesc să o cumpere. Îți mulțumesc viața tare mult. Emoțională a adolescenților, Liza. Cumpărați-o, puneți-o acolo, e ca o Biblie așa pentru voi. Mulțumim tare mult, Sorin, că ai venit. A fost o plăcere ca de fiecare dată să povestim. Și, bineînțeles, mai vii la Părinți la Fix, da? Te așteptăm cu drag. Mulțumim frumos. Vă mulțumesc, dragilor, că ați stat alături de noi. Vă aștept și mâine. Suntem tot aici de la ora 11 la Părinți la Fix. Și nu uitați, fiecare moment petrecut alături de copilul vostru contează.